tradiționalul Adeste Fideles. Noi vom cânta în română, Veniți cu credință. Thank you.
Aleluia. Celor care încă sunt bebeluși. Vă rog, haide, Iana, vină puțin pe aici. I-a zis, nu vă temeți, am să vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tonorodul astăzi în cetatea lui David. Vi s-a născut un mare mântuitor, care este Domnul! Eu sunt mic, dar știu locul mare. Cine nu se pocăiește, merge la pierzare. Amin! Good.
născut în Ierusalim, dar noi ne bucurăm aici. Pentru că slava Lui este mare. Aveți vreo problemă în a înțelege Sfânta Scriptură? Aveți vreo problemă? Nu? E greu să înțelegem cel puțin Vechiul Testament? E greu? E mai greu Vechiul Testament, așa? Da. Sfântul Augustin spunea că Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament și Vechiul Testament este descoperit în Noul Testament. Ca să înțelegi Vechiul Testament, trebuie să citești mai întâi Noul Testament. De ce? Pentru că acolo este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos s-a născut pe pământ, a fost o mare derută. Pentru că nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. A apărut o stea, doar magii au venit din depărtare și au căutat unde s-a născut acel împărat. Au venit la mai mari iudeilor și aceștia nu știau nimic. Și atunci s-au dus la cercetători și le-au spus, vă rog repede, cercetați cu deamănuntul unde s-a născut împăratul acesta. Nimeni nu știa. Toți aveau Tora, aveau Vechiul Testament. Dar nu știau când și unde se va naște Mântuitorul. Mi-a plăcut foarte mult poezia de dinainte care spunea că pe sulurile cărților sfinte era așezat praful. De aceea n-au știut unde și când se va naște Mântuitorul. N-au știut. Nici nu știau ce înseamnă probabil lucrul acesta. Cred că și astăzi este foarte multă ignoranță. Oamenii nu știu totuși despre ce este sărbătoarea Crăciunului. Sunt foarte mulți care nu știu că la Crăciun s-a născut Domnul Iisus Hristos. Da, o sărbătoare Crăciunului îl are pe Hristos născut în ieslea din Betleem. Și de ce era ignoranță între iudeii care stăteau toată ziua cu Sfintele Scripturii înainte? De ce? De ce oare? Sfânta Scriptură ne spune în 2 Corinteni, spune așa, că până astăzi, când se citește Moise, când se citește legea lui Dumnezeu, rămâne o maramă peste inimile lor. Rămâne un văl peste inimile lor. Pentru că Moise, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întâmplat că i-a strălucit fața. Și ca să nu se uite oamenii la strălucirea feței lui, pentru că strălucirea aceea era ceva trecător și mai degrabă sau mai târziu va trece, atunci Moise și-a pus acest văl pe față, ori de câte ori se întâlnea cu Dumnezeu și când ieșea din cortul întâlnirii, el își punea pe față acest văl ca să nu se uite oamenii la slavă trecătoare. Este o slavă trecătoare. Prin aceasta, Moise spunea, nu slava aceasta este totul, ci vine o slavă adevărată. Așadar, când se citește Moise, când se citește legea lui Dumnezeu, rămâne totuși acest văl pe inimi, ne spune Sfânta Scriptură. Oamenii nu înțeleg, deși totul în Vechiul Testament îl reprezenta pe Hristos. Tot cortul întâlnirii sau templul, fiecare element din templu, chiar și templul, îl reprezenta pe Iisus Hristos, dar oamenii nu înțelegeau. Nu poți să înțelegi Sfânta Scriptură dacă nu înțelegi cine este Hristos. Fără Hristos nu înțelegi Sfânta Scriptură. De aceea sunt atâția oameni astăzi care cercetează, sunt atâtea minți luminate și nu înțeleg viața din Dumnezeu. Pentru că îl ignoră mai mult sau mai puțin pe Iisus Hristos. Nu putem înțelege Cuvântul Sfânt, Biblia, fără Domnul Iisus Hristos. Dar ne spune așa Cuvântul. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama sau vălul acela este luat. Căci Domnul este Duhul
și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Și acum este un verset foarte, foarte important care spune așa. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Noi toți, evrei, dintre neamuri, greci, alții, români, cei de la Pitești, cei de la București, noi toți avem, cum se spunea mai devreme, avem șanse la Dumnezeu. Și noi toți cei care credem în Domnul Iisus Hristos, credem că El s-a născut, credem că a venit pe lumea aceasta, noi, uitați ce spune Sfânta Scriptură, noi privim, noi putem să privim, putem să privim cu fața descoperită. Nu e nevoie de niciun fel de văl, nici pe inimă, nici pe față. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Spuneți-mi, ca să te uiți într-o oglindă, trebuie să fie lumină sau întuneric? Lumină, nu-i așa? Oglinda ne arată cum suntem. Nu putem să ne uităm într-o oglindă dacă este întuneric în cameră. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Slava Domnului. Slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi suntem schimbați. Omul nu se poate schimba singur. Niciun set de învățături nu-l poate schimba. Numai când omul privește la slava lui Dumnezeu, când se uită la cine este Dumnezeu și nu la cele 10 porunci, pentru că cele 10 porunci n-au putut schimba inima. Au schimbat percepția că Dumnezeu este sfânt într-adevăr, iar omul este păcătos, dar n-a schimbat inima. Acum când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, când privim slava lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, noi suntem schimbați. Și fiecare vrea să fie schimbat. Nu-i așa? Sunt aici oameni care nu-și doresc să se schimbe deloc. Așa cum sunt, să rămână înainte așa. La orice vârstă. Vrem să fim schimbați. Îmi amintesc când era fata noastră mică, fata care cântă aici. Era foarte, foarte mică, dar a vorbit foarte devreme, cum vorbește și Eliana. Și se uita la desene. Și știți că pe vremea aceea, la sfârșitul desenelor, acolo, în generic, apărea această expresie. Zom studio oralia. Și ea îmi spunea de fiecare dată, eu sunt zom studio oralia. Dar de ce? De ce nu era frumoasa și bestia? De ce nu era Rapunzel? De ce nu era Pocahontas? De ce nu era altcineva? A ales să fie Zom Studio Oral. Pentru că așa a vrut ea să fie. Să se schimbe în Zom Studio Oral. În ce vrem noi să ne schimbăm? Oamenii au tot felul de preferință și ei vor să fie așa, ca celălalt, ca celălalt, ca celălalt. Vor să fie așa și așa. Mai recent, acum, am văzut că Ronald Reagan este un tip foarte... Mă uit pe internet așa, din când în când și mai apare, și este un tip extraordinar. Nu știu, mai trăiește? Nu mai trăiește. Păcat. Da. Mi se pare foarte interesant așa. Și zic, uite ce interesant este. Dacă ar fi să fiu ca cineva, aș vrea să fiu ca el. Sau, nu știu, ca cine vreți să fiți? Să nu mai amintim pe cei doi protagoniști de aproape, de aici, de lângă noi, din Est. Să nu-i mai amintim acum. Pentru că să amintesc mereu și mereu. Dar ca cine vrem să fim? Ca cine vrem să ne schimbăm? În asemănarea cui vrem să ne schimbăm? Fiecare are un model. Fiecare are un model. Dar aici ne spune că suntem schimbați în același chip a Lui. Al cui? Al Domnului Iisus Hristos.
Te-ai gândit vreodată că vrei să fii ca Domnul Iisus Hristos? Da. Să fii în asemănarea Domnului Iisus Hristos? Că El de aceea a venit. Ca toți cei care cred în El să fie ca El. Să fie cum de multe ori se spune, să fie Hristoși mici. Oamenii nu-L pot cunoaște pe Dumnezeu cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu prin fiecare dintre noi, a căror caractere este ca al Domnului Iisus Hristos. Să fim schimbați în asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce glorie! Ce slavă! Este extraordinar! Lumea aceasta trebuie să se schimbe. Și acesta este modelul. Domnul Iisus Hristos este modelul. Suntem schimbați. Există șanse de schimbare. Și există cea mai mare șansă de schimbare în Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Din slavă în slavă. Nu schimbați din rău în mai rău. Din durere în durere. Din necaz în necaz. Din neputință în neputință. Din ură în ură. Schimbați din ce în ce mai rău. Mai multe riduri, mai multe riduri, mai mulți pereal, mai mulți. Și într-o zi, într-o zi, știți că, așa cum spune Sfânta Scriptură, cortul acesta, odată se va strânge. Se va strânge cortul acesta, care este trupul. Știți, în cortul acesta mai apar niște găuri, mai apar niște zgârieturi la început, niște găuri, niște picuri de ploaie, mai picură înăuntru, mai... Tot felul de lucruri se întâmplă în cortul nostru. Și cortul acesta, trupul nostru, este foarte important pentru că el poartă Duhul lui Dumnezeu, poartă sufletul nostru. Și acum... De câte ori soției mele nu-i place o anumită haină pe care o îmbrac eu, eu îi spun așa, nu te uita la haină, uită-te la ce este în haină. Nu-i așa? Cortul acesta se va duce. Din slavă în slavă. Din slavă în slavă. Dați-mi voie să îl amintesc pe fratele nostru de 94 de ani, fratele Aninoiu, pe care îl vizitez din când în când, cel puțin o dată pe lună. Și de fiecare dată când mă întâlnesc, el predicând Evanghelia toată viața, acum nu mai cunoaște multe lucruri. Le repetă pe foarte multe, foarte multe experiențe pe care le-a avut, le repetă. Dacă stai 10 minute, îți spune de 10 ori același lucru. Dar știți ceva? Când intru prima dată la el, îmi spune... Trei lucruri sunt foarte importante în lumea aceasta. Așa începe. Și îmi spune Duhul lui Dumnezeu și depinde la ce s-a gândit. Se schimbă multe lucruri odată cu trecerea anilor. Dar nu se schimbă lucrarea lui Dumnezeu din noi. Este autentică. Ceea ce face Dumnezeu în fiecare om prin Duhul este autentic. Este până la sfârșit. Este, trece dincolo de viața aceasta. Și chiar dacă el nu mai știe multe lucruri, dar știe că are lumina lui Hristos în el. Este din slavă în slavă. Pe măsură ce îmbătrânim, tot mai mult, din slavă în slavă. Nu din necaz în necaz, din durere, din neputință, din ură, din frustrare, din resentimente, în alte resentimente și în alte lucruri ca acestea. Nu așa, ci din slavă în slavă. Aceasta este șansa noastră a oamenilor. Să avem slava lui Dumnezeu în inimile, în viața noastră, în lumea noastră. Din slavă în slavă. Și lucrul acesta este posibil prin Duhul Domnului. Și ca să mă credeți, vreau să recitesc ceea ce a citit pastorul Sebastian. Din Luca 2, erau, la nașterea Domnului Iisus Hristos, erau niște păstori care făceau destrajă în jurul turmelor. Ei păzeau
turma lor. Gândiți-vă, nu era lumină deloc. Și dintr-o dată, slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Slava Domnului în întuneric a strălucit slava lui Dumnezeu. Și ei s-au înfricoșat foarte tare, bineînțeles. Și le-a spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Mergeți acolo și îl veți vedea. Și ne spune așa, și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând, ce? Să spunem împreună. Cei care știu acest verset, să spunem împreună. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ. Ne oprim puțin. Pace pe pământ. Acesta este mesajul care s-a adus atunci. În primul anunț care s-a făcut. Că s-a născut deja Mântuitorul. Slavă lui Dumnezeu în loc. Mai întâi slavă și apoi ce? Pace unde? Pe pământ. Da? Deci nu ne oprim. Mergem mai departe. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ, într-adevăr, între oamenii plăcuți lui. Acolo unde este slava lui Dumnezeu, acolo unde strălucește slava lui Dumnezeu și unde oamenii cred, aceștia sunt plăcuți lui Dumnezeu. Și acolo se instaurează pacea. Pace în orice vreme. Pace chiar și acum. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Să fie pace între oamenii care îl cunosc pe El. Pace și bucurie. Așa cum am auzit duminica trecută aici, că Domnul Iisus a venit să aducă bucurie. Și când aduce bucurie, aduce fericire. Este foarte importantă această pace. Dar nu putem să avem pacea dacă nu căutăm gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu este în Domnul Iisus Hristos. Dacă înțelegem lucrul acesta, Biblia devine tot mai ușor de înțeles. Dacă vedem în fiecare sfântă pagină din Scriptură, dacă vedem expresia, caracterul, imaginea Domnului Iisus Hristos, va fi mult mai ușor să înțelegem Sfânta Scriptură. Să citim Sfânta Scriptură. Și fie ca slava lui Dumnezeu să strălucească în jurul nostru, în noi, în familiile noastre, în societatea noastră, în țara noastră, în lumea în care trăim și să fie pace între oamenii plăcuți lui. Amin. Astăzi vin să-mi plece copilași din zarea albastră.
Acel tradițional colind, în toate variantele le avem în română, noapte de vis, noapte de jar, dar el în engleză este silent night sau în germană este stille Nacht, fără cuvinte, doar melodia, vom cânta pe mut, adică acest popas al nostru, în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, colindând împreună.